Bună seara tuturor! Promit ca discursul să fie mai, să nu fie mai lung decât durata filmului care urmează să înceapă. În primul rând să vă spun că primăria este onorată să fie partenerul instituțional, financiar și logistic al Festivalului Internațional de Film Comedy Cluj și sunt convins că prin ceea ce faceți acum la 5-a ediție, prin ceea ce ați avut și pentru ceea ce cred că se va întâmpla în continuare, veți contribui și dumneavoastră la statutul Clujului de oraș al festivalurilor, oraș care, după cum știți, se pregătește pentru a dobândi titlul de capitală culturală europeană. Între timp, și cu sprijinul dumneavoastră, am reușit să dobândim câteva titluri. Titlul de capitală europeană a tineretului în 2015, recent zilele trecute un raport al Comisiei Europene bazată pe cercetare făcută în teren, Clujul a fost desemnat cel mai primitor oraș din Uniunea Europeană, poate și festivalul dumneavoastră, multă lume se simte bine venind aici la Cluj, a contribuit la acest succes. New York Times și Huffington Post puneau Clujul pe harta primelor trei orașe din lume ca potențial în domeniul dezvoltării artelor și de aceea eu sunt mândru să fiu în conducerea unui oraș care are asemenea festival organizat aici la Cluj și sunt